Dragilor, la mulți ani 2024, Dumnezeu să vă binecuvinteze, împreună cu a mea principesa, scumpa mea iubită, vă urăm un la mulți ani binecuvântat, un an. Și ce vreau eu să spun despre 2023, că a fost pentru mine cel puțin un an și un pic dificil. Mai am ceva frumos pentru tine, tot pentru 2024. Deci, ce este constructiv primim că da. Avem nevoie de pocăință. Nu s-a născut nimeni sfânt, că dacă aș fi fost sfânt nu mai eram pe pământ. Eram de mult plecat cu carul ca Ilie, cu carul cu foc, plecam de pe pământ. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Asta este binecuvântarea noastră și urarea noastră pentru acest sfârșit de an și totodată începutul anului 2024. Au mai rămas câteva ore din el. Uitându-mă în urmă, nu am decât cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Pentru mine anul 2023 a fost un an roditor lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere. Nu știu cum privește Dumnezeu lucrul acesta, dar eu cred că m-am străduit cât am putut de mult să fiu roditor și să fiu pe placul lui Dumnezeu. Nu pe placul omului, dar m-am străduit și mă strădui cât se poate de mult să fiu pe placul lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, anul 2023 pentru mine a fost un an mult prea binecuvântat. Un an în care m-am bucurat de soția tinereții mele, mă bucur în continuare de ea, mă bucur că este o fată credincioasă, Dumnezeu mi-a dat, repet și voi repeta, cât voi trăi eu, mai mult decât mi-am putut imagina eu. În mintea noastră ne facem niște planuri și am avut și eu niște planuri, niște așteptări, niște targeturi, niște nu știu ce. Efectiv mi le-a depășit. Pentru că Dumnezeu atunci când binecuvintează, rămâne binecuvântat. Pentru mine 2023 a fost un an binecuvântat și din punctul acesta de vedere. Mulțumesc lui Dumnezeu că a fost lângă mine, ne-am înțeles, am încercat să construim, încercăm să construim în continuare, ne pliem după fiecare situație, nu ne certăm, nu. Am repetat eu și repet lucrul ăsta de fiecare dată, dacă ea vrea să vopsească pereții albaștri, să-i fac albaștri dacă ea vrea să-i fac albaștri, na, că ea vrea să cumpere așternutul, nu știu, să cumpere ce vrea. Și sunt domenii în care ea nu se amestecă și sunt domenii în care eu nu mă amestec. Pot să-i dau un sfat în domeniile ei și ea la rândul ei poate să-mi dea niște sfaturi în domeniile, în domeniile mele. Dar încercăm cât se poate de mult să ne, să ne vedem fiecare de latura noastră, să ne vedem, să ne facem slujba la care Dumnezeu ne-a chemat în casa noastră și să construim. Pentru că am spus-o și repet. Totuși, bărbatul este preot, dar femeia zidește, spune cuvântul lui Dumnezeu. O femeie înțeleaptă zidește casa. Deci o femeie înțeleaptă, și nu mă refer la cărămizile acestea fizice, măcar că poți să o iei literal, așa, domne, fizic, să pui cărămizi. Nu știe dacă aș pune o să pună cărămizi să zidească. M-a pus tata când era oameni. Bravo, deși era strâmb, dar am făcut și eu treaba. Ai făcut, ai zidit. Casa trebuie zidită drept, nu trebuie strâmb, asta trebuie să știi. Dar eu am învățat. Bravo. Până să ajungă dreaptă, măcar a fost acolo. Bravo. Piatră cu piatră. Ăsta este rolul femeii. Femeia trebuie să-și zidească casa. Deci pentru mine 2023 a fost un an mult, mult binecuvântat. Vă mulțumim celor care ați fost lângă noi. Sunteți mulți. M-am uitat acum și am încercat să număr. Sunt vreo 60 și ceva de videoclipuri pe care le-am pus în 2023. Doar pe YouTube. Nu vorbim de Instagram, nu vorbesc de Facebook și nu vorbesc de TikTok. Că pe TikTok cred că am... multe. Peste 300 deja postate, cred. Nu știu, nu le-am numărat, că acolo e greu să numeri. Pentru că acolo sunt videoclipuri mai mici.
Dar am pus, am văzut că sunt comentarii de apreciere. Vă mulțumim în numele lui Iisus Hristos tuturor celor care v-ați implicat și ați spus acolo, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am văzut comentarii care ați spus, ne sunteți dragi. Vă mulțumim în numele Domnului. Chiar cineva mi-a scris din Moldova, mi-a dat o rețetă ca să nu mai tușesc. Domnul să te binecuvinteze. Și multe altele, am citit un pic, m-am uitat peste comentarii și am zis, Doamne, chiar sunt un om binecuvântat, să pot fi aici în București și din București să pot citi un cuvânt în care se spune nu te teme, eu sunt cu tine, și oameni în Germania, în Anglia, în Spania, în Italia, în Moldova, în Ucraina, să dea acolo un like, mulțumim pentru like-uri, mulțumim pentru comentarii, mulțumim pentru implicări, mulțumim pentru că sunteți aici activ și reușim să construim această comunitate. Dar cel mai mult îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am văzut feedback-ul vostru și pentru noi ăsta este un lucru important. Am spus, dacă din 1000 de oameni care se uită la acest clip, dacă din 1000 de oameni sunt 3 oameni la care le-a ajuns cuvântul acesta la inimă, eu consider că am făcut o lucrare bună înaintea lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva și pe TikTok sunt mulți hateri, acolo algoritmul este un algoritm foarte ciudat, te promovează foarte mult în fața oamenilor care nu au dat abonare la canalul tău și te promovează efectiv foarte puternic. Și mi-au scris fel și fel de oameni cu o grămadă de comentarii, dar printre altele am văzut și oameni care au spus, Daniel, datorită ție, eu am început să citesc cartea aceasta. Datorită ție, că m-ai îndemnat de fiecare dată cât un proverb, cât un psalm și ai spus, te îndemn, citește Biblia, datorită ție. Și sunt convins că sunt mult mai mulți, dacă ar vorbi toți. Și probabil când voi ajunge în cer, îmi voi vedea snopul și binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru mine acolo sus în cer. De aceea noi vă mulțumim din Anglia, din Germania și statisticile spun că sunt și din America foarte mulți. Cu vârste cuprinse între 13 și 66 de ani plus. YouTube-ul îți dă o statistică foarte clară cu oamenii care te urmăresc. Din București, din Oradea, din Cluj, din Brașov, din foarte multe orașe mari din România ne urmăriți. Vă mulțumim în numele lui Iisus Hristos și sfârșitul acestui an, câteva ore câte a mai rămas din el, propuneți ca viziune, ca proiect, ca să faci ceva mai mult decât atât. Îți garantez că dacă tu îți vei pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu și vei citi în fiecare zi și îți vei pune la inimă lucrurile acestea, Dumnezeu, și tu vei vedea lucrul acesta. Am văzut-o cu ochii mei și am trăit-o pe pielea mea. În momentul în care te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu se folosește de tine. Este exact ca și cum iau un vas, curăț vasul acela, îl pregătesc frumos și îl pun pe masă ca să poată cineva să bea din el. Același lucru face Hristos. Când tu îți curățești vasul, când tu îți sfințești viața, Dumnezeu pune un de lemn în vas ca să te poată folosi și să poată să-și proslăvească numele prin tine. Asta este în inima mea. Nu pot să spun altceva decât ceea ce trăiesc eu în inima mea. Deci anul 2023 pentru mine este istorie. Am în inimă gânduri de mulțumire, gânduri de apreciere, gânduri de laudă la adresa lui Dumnezeu. Știu de multe ori aici, de mii de ori poate ne-am așezat aici și am spus, Doamne, Tu ești cu noi, Tu ne-ai purtat de grijă, Tu ne vei purta de grijă, Tu ne-ai binecuvântat și Tu vei face de aici încolo. Nu mă interesează ce se întâmplă mâine dacă știu că astăzi Tu ești cu mine. De aceea este istorie pentru mine, 2023. Cum fiecare an la rândul lui a rămas istorie. Nu se mai poate face nimic. Dacă este ceva ce regret în viața aceasta, am un regret mare și acest regret este că nu m-am întors la Dumnezeu la 18 ani sau mai devreme. Și m-am întors la 22 de ani. Probabil unii spun toată floarea tinereții e dată lui Dumnezeu, dar de la 17 ani la 22 de ani aș fi putut să adun mai mult. Și n-am adunat. E adevărat că provocarea mea a fost puternică lui Dumnezeu spunându-i, Doamne, vreau să slujesc. E un alt subiect. Poate vom discuta altă dată despre acest subiect. Dar, dragilor,
Asta este binecuvântarea pe care eu vreau să vi-o dau. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Cine va face asta? Iisus Hristos. Iisus Hristos, dacă vei rămâne în El. Și asta este binecuvântarea mea pe care eu ți-o dăruiesc pentru anul în care vei intra. Și o las pe Vero să zică și ea câteva gânduri și apoi mai am ceva frumos pentru tine, tot pentru 2024. Și tot ceea ce îmi doresc este să te provoc și la sfârșitul anului 2024, când ne vom întâlni, nu știu dacă tot în aceeași formulă sau 3 sau 4 sau 6, mama ei a spus că a visat că am avut 3 fetițe, 3 gemene. Nu știu cum va fi formula. Domnul Iisus știe dacă vom mai apuca să facem acest video, că poate vine Domnul, poate vine răpirea. Și atunci să rămână istorie și să rămână mărturie acest video. Dar dacă se va întâmpla să rămânem pe pământ și noi să fim 3 sau 6 sau 2 sau 3, nu știu, sau 4, indiferent cum. N-ai cum așa statistic și așa, n-ai cum 6 într-un an. Nu 6. Ai zis tu? 6 am zis? Da, pardon, zici 6, 5, 4. 5, nu, 5. Nici 5 n-ai cum. Pe 3 cu 2 cum? Într-un an, în același an? Da, păi dacă tu ai 3, dacă îți dă Domnul 3 gemene, dacă îmi dă, ne dă. Cu noi 2 înseamnă 5. Iese? Ce să-ți mai zic? Iese, da. Iese, aleluia. Aleluia. Mâini curate ce-i spre cer. Nu, da, Domnule, dă putere, evita mea, aleluia. Ia. Aleluia. Eu dau, dar eu unde să fiu? Eu unde să fiu? Aici, lângă mine, aici, logic, aici, dar... Aleluia, evita mea. Ți-am găsit altceva. Da, așa. Bun. Și mi-ar plăcea ca, dacă Dumnezeu ne ajută și sfârșim anul 2024, să-mi scrii și să spui: Dani, uite, am urmărit videoul tău din sfârșitul anului 2023 și mi-am propus să ating niște scopuri, niște țeluri. Uite, îmi propun ca o dată pe lună să ajut o familie. Probabil unii spun: tata, n-am bani. 10 lei, 15 lei, 20 de lei. Începe cu 10 lei, prima lună, ianuarie. 10 lei. Iau un salam, iau o pâine, fac un pachet și în fiecare lună mă duc să ajut o familie. Îți garantez că luna viitoare Dumnezeu îți va pregăti mai mult, Dumnezeu îți va pregăti familia care ți-o va scoate în cale și tot așa. Și la sfârșitul anului o să... Asta este un exemplu, că sunt multe lucrări în care Dumnezeu te poate activa să faci o lucrare în care să poți fi împlinit în inima ta și în inima lui Dumnezeu. E un exemplu, sunt multe alte exemple care pot fi, dar mi-ar plăcea ca la sfârșitul anului viitor să spui: m-ai provocat și uite, ăsta este rezultatul. Nu trebuie să-mi spui ce lucrare ai făcut, că nu e bine să lăudăm și să trâmbițăm și așa mai departe. E bine ca oamenii să vadă și să poată călca pe urmele noastre. Dragilor, Domnul să vă binecuvinteze. Sper că n-am fost lung și dacă am fost lung, voi puteți da și să ascultați ce vreți voi. Ultimile ore din anul 2023 se strecoară prin clepsidra timpului și ce vreau eu să spun despre 2023, că a fost pentru mine cel puțin un an și un pic dificil, dar și un an foarte binecuvântat. Un an binecuvântat alături de tine, în primul rând. M-am bucurat, am fost foarte fericită, m-am simțit foarte iubită. Într-adevăr, toată familia noastră este o mare binecuvântare pentru mine, cel puțin. Am avut multe de învățat și în acest an, am avut multe proiecte, am făcut și noi cât am putut. Și sper ca și în 2024 să fie la fel de binecuvântat anul și să putem face mai multe pentru Dumnezeu. Poate în 2023 am făcut mult mai puține, dar ne rugăm. În 2023 am primit mașină
Și mai cât a spus că ne va primi, vom primi casă. Da, am mai zis că a văzut și casă. Da, da, primești casa, dar cei trei, cele trei fetițe nu le primești? Nu, dar stai un pic. Că e una că mama a văzut că am primit mașină, după aia a văzut că am primit casa, de altceva că i-a avisat. I-a avisat că ea-și dorește nepoți. Că nu-i dată să vorbesc cu el la telefon, da, și să-mi zică de nepoți. Dar, na, este... Dumnezeu va lucra. Nu sunt împotrivă, știi foarte bine. Da, iubita, știu. Deși foarte mulți au înțeles că eu sunt cea împotriva copiilor și nu înțeleg de ce, dar nu sunt împotriva copiilor. Ne dorim copii, ne dorim copii sănătoși în primul rând să fie. Dar ne rugăm pentru asta, copii, da. Și ne rugăm ne pentru asta. Să ne dea Dumnezeu copii sănătoși. Dar eu cred că am vorbit odată de ce așa mai strâmb un pic din față la 2 sau 3. Dar ne dorim copii și ne rugăm Bine. Pentru asta. Ca și fată e greu să dai dintr-o dată. Eu zic 3, eu 3, dacă maică ta a zis 3. Aleluia, trei fetițe. Eu să zic lui mama să-mi zic că visurile mie mai întâi. Nu. Eu primesc din punct de vedere al meu, a unei femei care trebuie să nască așa. Da, e ca orice femeie, probabil mi-e frică de asta, da, mi-e frică, da, nu știu ce, dar eu știu că sunt cu ajutorul... Tine, dragă, de ce să-ți fie frică, dragă? Era să zic că ți-ai acum ceva, dar mai bine... Cum să-ți fie frică, dragă? Lângă da, tine, iubitul meu, eu știu, ești lângă mine, mă susții, știu că o să fiu un tătic foarte bun. Stă foarte bine cu copiii, că te-a filmat, am văzut, stă foarte bine. Eu știu despre lucrul ăsta, dar... A zis, unul câte unul, de ce nu unul câte unul? Cum uite, adică, doamnă, iubita mea, dar, că nu unul e? Da. Așa este, cum ne dă, cum o să ne dea Domnul Iisus, El știe mai bine cât pot duce eu, cât putem duce amândoi, dar toate la timpul lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie alături de voi, să vă binecuvinteze în anul care vine. Mulțumim celor care ne urmăresc, mulțumim celor care ne apreciază și celor care ne sunt alături cu orice mesaj, cu mesajele voastre de încurajare, mesajele voastre frumoase. Le vedem pe toate, chiar dacă uneori nu apucăm să răspundem la toate, dar le vedem pe toate și le apreciem pe toate care ne le trimiteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să aibă grijă de tot ce aveți voi nevoie. Amin. Și trebuie să apreciem și pe hateri, că sunt unii hateri care sunt... Păi apreciem și pe ei! Sunt anumiți hateri care sunt constructivi, de mare. Dar sunt unii care sunt... Cei constructivi, da. Sunt unii care, am văzut acolo, s-a adunat o clică și eu știu despre ce este vorba. Sunt niște conturi fake, făcute de ieri de azi, că eu verific tot, eu nu sunt Gheorghe. Știi? Verific, am intrat și am văzut, sunt conturi făcute, da, sunt Daniel Popescu. Maică-mea mi-a pus numele Daniel din groapa cu lei. Da. Deci la toți din familie, mama le-a pus cât un nume din Biblie. Și eu verific și am văzut acolo că sunt niște nume de alea, deci nu-i niciun nume, cu numere și cu chestii. Deci e clar că acolo sunt niște oameni care vor să, da, Domnul să-i binecuvinteze și... Nu pe ăia, pe ăla, că e unul care are bine, mai multe conturi. Până la urmă Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, da. Dar să-i mustre pe cei care vorbesc urât. Da, deci adică ce este constructiv primim că da. Avem nevoie de pocăință. Nu s-a născut nimeni sfânt, că dacă aș fi fost sfânt nu mai eram pe pământ. Eram de mult plecat cu carul, ca Ilie, cu carul cu foc, plecam de pe pământ. Dar încă sunt pe pământ, încă am și-o de îndreptat, încă Domnul mă trece prin încercări, am trecut prin multe încercări, Domnul m-a șlefuit și în anul 2023 am mai trecut prin alte... Probabil că unii știți, probabil că alții nu. În 2023 știi că am lovit mașina, că am fost de vină. Dar nu vorbim acum, las că vorbim anul viitor despre subiectul ăsta. Da, încercări am avut. Am avut încercări, Dumnezeu ne-a încercat și pe o parte și pe alta. Nu mi-am legat inima și nu-mi leg inima de nimic. Domnul Iisus știe că inima mea este legată de El și Domnul a zis, da, nicio problemă, îți dau. Ai nevoie de mașină să te duci să slujești? Uite, îți dau mașină să slujești. Și Domnul m-a pregătit. Deci nu despre asta este vorba, este vorba că Domnul este scutul tău dacă te încrezi în El. Și uite, vreau să-ți mai citesc aici, asta de fel este
binecuvântarea pentru copii, dar copiii lui Israel și eu mă consider tot copilul Domnului. Mă consider copilul și ei, tot copila Domnului. Și voi sunteți tot copiii Domnului. Da? Și uite, vreau să facem, am mai făcut lucrul ăsta și a fost o chestie foarte frumoasă. Vreau ca fiecare dintre voi să puneți versetul biblic, dar să-l scrieți, nu cu trimitere, că e frumos să fie citit, pentru că oamenii citesc și comentariile. Pune și acolo un verset care îți place ție cel mai mult, care te-a încurajat pe tine foarte mult. Pune un verset acolo la comentarii și zi, ăsta este versetul, sau scrie versetul în sine. Și lucrul acesta va ajuta foarte mult și oamenilor care sunt nemântuiți și haterilor mei care au tăbărât și m-au încolțit ca hienele. Și uite ce le doresc eu haterilor mei și nu numai, și vouă vă doresc, și soției mele, și mie, și casei mele, și tuturor celor ce iubesc pe Domnul, și nu doar celor ce iubesc pe Domnul, și dușmanilor, că dacă haterul ăla nu iubește pe Domnul, că ăla dacă altceva nu știe decât să... Uite ce vă doresc vouă tuturor. Vă doresc aceste lucruri foarte frumos. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, și eu mă simt tot copilul lui Israel, și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze. Asta pentru 2024. 2023 e gata. Deci asta e pentru 2024. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, și aici puneți numele tău, Veronica, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Veronica Popescu, Daniel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, numele tău, Ionică Vasile, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul, amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă v-ați uitat până la capăt la acest clip, înseamnă că suntem privilegiați. Totuși, sfârșitul anului, câteva ore ce-a mai rămas din el și am vorbit aproape o jumătate de oră. Probabil, nu știu. Nu, da. Aproape o jumătate de oră. Dacă ați stat până la capăt și ați urmărit tot acest video, înseamnă că chiar ne iubiți cu adevărat. Că altfel să stai 30 de minute să asculți pe cineva așa, nu prea. Și încă un lucru îmi voi da seama: toți cei care vor lăsa un verset biblic, realizez că s-au dus până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă iubim, vă prețuim și nu uitați că în 2024 trebuie să slujiți lui Dumnezeu. Este cea mai frumoasă lucrare. Regretul meu din viața mea este unul singur: că n-am slujit și nu m-am întors la Dumnezeu de la 18 ani sau de la 17 ani până la 22. Și m-am întors la Dumnezeu la 22. Așa a fost să fie, am fost în tâlhar, un derbede, un ce am fost. Domnul m-a eliberat, Domnul m-a mântuit și astăzi sunt aici să vă spun că Iisus Hristos vă iubește. Dragilor, la mulți ani 2024, Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu a mea principesa, scumpa mea iubită. Vă urăm un la mulți ani binecuvântat, un an frumos împlinit și plin de binecuvântări. Domnul să vă binecuvinteze și să ne vedem cu bine în 2024. Patru. Aleluia!